Domnule Banotti, start cu dreptul pentru Junior Under 18 de la Faru în Cupa de Tineret, etapa a patra, a patra victorie consecutivă, 3-0 cu Chiajna. Da, ne bucurăm că am început cu dreptul, sperăm să o ținem tot așa, chiar dacă este primul meci oficial și ritmul a suferit în prima parte a jocului, sperăm ca săptămâna aceasta să punem la punct, pentru că urmează o perioadă foarte grea. A patra etapă în Cupă, al patrulea succes fără gol primit. Este un obiectiv de al nostru, acela de a câștiga fiecare meci, de a lua în parte cupa, este un obiectiv și sperăm să o câștigăm. Mai este o etapă în deplasare la Ploiești, cu ce gânduri mergeți acolo? Mergem cu același gând de a câștiga meciul, vrem ca fiecare meci care îl susținem, repet încă o dată, că noi îl tratăm numai la victorie, sperăm să ne impunem ritmul și intensitatea jocului, să ne facem jocul ușor și acolo să mergem spre obiectiv cu toate punctele luate. Cu siguranță băieții așteptau cu nerăbdare meciurile oficiale după perioada de pregătire. Da, chiar dacă a fost o pregătire grea, unde am suferit, pentru că, vă dați seama, veneam după o perioadă de vacanță până am intrat în ritm. Acum, ușor, ușor, am așteptat meciurile acestea oficiale și sperăm să avem numai de câștigat. Rafa, patra victorie consecutivă în Cupa de Tineret, un meci câștigat cu 3-0 cu Concordia Chiajna. Cum a fost întâlnirea? Da, ne bucurăm în primul și în primul rând că am reușit să începem cu dreptul anul calendaristic. Și cupa, chiar dacă nu a fost meci de campionat, este și aceasta un obiectiv și vrem să o câștigăm chiar fără gol primit, dacă se poate. Aveți patru etape fără gol primit, mai aveți o etapă, un meci în deplasare la Ploiești. Cum vezi și acest duel? Va fi un meci dificil, ca toate de până acum, 100% adversarii vor da tot cea mai bun să dovedească că sunt peste noi. Sunteți bucuroși că au început și meciurile oficiale după o perioadă lungă de pregătire? Vă dați seama, nimic nu se compară cu bucuria de a juca un meci oficial. Sunteți pe un drum bun, cu siguranță vă doriți să obțineți victorii pe linie. Da, sper să nu facem niciun pas greșit, cum am reușit în primele 11 etape, și să ajungem unde ne-am propus la finalul sezonului. Alin, continua seria victorilor în Cupa de Tineret, ați învins și pe Chiajna 3-0. Da, bună ziua, a fost un meci bun făcut de echipă, un rezultat corect pe care l-am meritat. Sperăm să o ținem tot așa cu victorii și să câștigăm și finala. Fără gol primit până acum, marcați în fiecare partidă cel puțin 3 goluri. Tu astăzi ai reușit un gol și ești golgeterul formației. Da, asta ne propunem mereu, să câștigăm la diferență de 3 goluri, să marcăm foarte mult. Asta s-a întâmplat, să câștigăm cu 3-0 și suntem foarte bucuroși. Mai este o etapă din grupa, din cupă, jucați în deplasare la Ploiești, ce vă propuneți? Să câștigăm, vă dați seama. Victoriile ne dă moral, menținem grupul unit și ne ajută pe viitor. V-a fost dor de partidele oficiale? Normal, ne-a fost dor. Am avut 6 săptămâni de pregătire, venind după un efort foarte bun făcut în această pregătire și acum suntem fericiți că am început din nou. Thank you.